O comoară imensă și foarte mulți oameni interesați de ea. Această combinație explozivă a dus recent la un conflict major la mănăstirea din Baia de Aramă. Preoții și măicuțele de acolo au făcut tot posibilul, inclusiv o plângere penală, pentru a împiedica tentativa arheologilor de a răspunde la o întrebare cu miză mare. Există sau nu, ascuns sub biserică, legendarul tezaur al lui Brâncoveanu, adică 10 de tone de aur și obiecte prețioase? Cel puțin, așa indică o hartă care a declanșat în zonă goana după comoară. Ciudat, deși de 16 ani în mănăstire s-a tot săpat ilegal după tezaur, fețele bisericești au plecat la război doar când reprezentanții statului au vrut să facă lumină. Curiozitatea arheologilor a pornit, de fapt, de la ancheta noastră, iar ceea ce au reușit să vadă sub pământ, înainte de sistarea lucrărilor, vă prezentăm acum în exclusivitate. Dumneavoastră stați acolo ca să... Nu aveți voie să intrați până nu vine echipa operativă de la Severin. Deci am înțeles. Deci n-am voie să intru. Respectați ordinul domnului primar sau altul? Nu. Noi respectăm ordinele noastre. Simt că să nu fac un infarct. Așa? Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? N-am voie să intru. Vă asigur că nu veți mai putea obstrucționa această cercetare care este perfect legală. Nu știu de ce vă deranjează așa de mult că acum se încearcă, printr-o acțiune legală, să se spună, domnule, există ceva sub această biserică sau nu există? Nu are nimeni nimic de pierdut aici. Deci nimic curent de frumos, nu mă atingeți, da? Statul să-și facă datoria să aplice legea. Păi să aplice, da, chemați-mi. Sunteți unul dintre cei care sunteți vinovați de ceea ce s-a întâmplat aici. E, chiar mă acuzați că sunt eu. Vă acuz, părinte dragă, că de la început când v-am vrut să vă informez, numai că nu m-ați blestemat. 12 noiembrie 2013. Un uriaș scandal izbucnește într-un loc destinat rugăciunii și păcii sufletești. Curtea unei mănăstiri. Preoți și călugărițe versus arheologi. Miza războiului, aurul. Foarte mult aur. Un tezaur imens îngropat acum 3 secole de domnitorul Constantin Brâncoveanu și care, dacă ar fi descoperit, ar fi cea mai mare comoară din lume găsită vreodată. Cel puțin, asta se bănuiește că ar fi ascuns sub biserica mănăstirii Sfinții Voievozi din Baia de Aramă. Să nu spui niciodată. Nu putem pretinde că știm totul despre Brâncoveanu. În teorie nu putem exclude că ar exista acolo un tezaur ascuns, trebuie să elucidăm chestiunea. Aurul îți ia mințile, mai ales când aurul devine legendă. Îți poate întuneca judecata. Într-adevăr, până astăzi, comoara care s-ar găsi acolo a întunecat judecata multora. Fețe bisericești și oameni obișnuiți deopotrivă, se pare. Dacă nu să-și o însușească, măcar să ia din ea procentul de 35% cuvenit legal celui care o descoperă. Goana după tezaurul ascuns începe în anul 1997, când, potrivit ziarelor vremii, sute de romi din Mehedinți, Gorj și Dolj iau cu asalt biserica din Baia de Aramă. Auziseră, se pare, că în lăcașul sfânt, confrați de-ai lor din Strehaia ar săpa, împreună cu preotul Ionel Blaj, după o comoară. Incidentul este confirmat astăzi de polițiști. Părintele Blaj a adus la această biserică un grup de cetățeni din Romă pentru a restaura icoanele de la această biserică. Polițiștii, la momentul respectiv, existând indicii că nu se vor rezuma la acest lucru și, bineînțeles, ceea ce s-a și dovedit ulterior a fi un pretext, întrucât aceștia au încercat să sape sub altarul bisericii, însă ne-am sesizat, am intervenit și tot altarul a fost betonat. Poliția din oraș a oprit invazia romilor, agitația s-a stins și presa a abandonat subiectul. În Baia de Aramă însă, liniștea n-a revenit, căci în acele zile s-a născut legenda comorii, iar peste ani a căpătat proporții. Așa se face că în 2008, de ea, află reporterul Evgenia Chironachi și începe o investigație ca să vadă cât e adevăr și cât poveste. Îl găsește pe preotul implicat în incident și îl înregistrează pe ascuns, descoperind astfel că sosirea în forță a romilor a avut la bază un document pe care Ionel Blaj l-ar fi descoperit în 1996, în timpul unor lucrări făcute în altarul bisericii din Baia de Aramă. Și atunci a ieșit o cutie neagră, de tablă. Și cutia acolo mai multe acte, mai multe documente, printre care și documentele astea. Un fost ajutor de-al lui își amintește momentul.
doar o fracțiune de secundă. N-am văzut, se vede că e foarte vechi. Și mi-a luat din mână imediat. L-ați întrebat ce-s cu hârtirile alea? N-am vrut să zică. Avocata Daniela Linguraru spune că a avut și ea ocazia să vadă acele documente. Părintele Blaj a avut într-adevăr o problemă în urma unei plângeri penale și i-a fost teamă că va fi urmărit sau că va fi percheziționat și chiar din incinta tribunalului Gorj mi-a dat mie documentele să am grijă de ele. Tot ce am putut să fac, am copiat acele originale. Am păstrat un rând de copii Xerox, dar în momentul în care părintele mi-a cerut originalele, le-am dat înapoi. El a fost sigur că n-am să le descifrez niciodată, dar din întâmplare noi făcusem rusă la școală. Dacă ele chiar există și sunt autentice, documentele în cauză ar fi explozive, căci, potrivit copiei care a ajuns în posesia noastră, ele sunt semnate de însuși Constantin Brâncoveanu, care vorbește acolo despre un tezaur pe care l-ar fi ascuns la Baia de Aramă. Actul este împărțit în 4 scrieri, dintre care una pare un soi de testament redactat în limba română cu litere chirilice. Cu mila lui Dumnezeu, eu Basarab, voievodul Constantin Brâncoveanu, domn al țării românești, azi leatul 1703, împreună cu starostele băieșilor Milco Băiașu și banul Olteniei Constantin Brăiloiu, am hotărât în Băiașa de Sud Cornet, la hotarul Bulbei, să îngropăm de la crucea Sfântului Altar 4 pași, 4 picioare, cazan și mai jos, visteria domnească. Și nimeni să nu îndrăznească să tulbure decât în folosul monastirii. Și am scris în taină, în luna maiu, ziua a 7-a, 1703, și încă blestem am pus din porunca mea cu mila lui Dumnezeu Domn. Eu, Basarab, boierul, semnătura originală a lui Constantin Brâncoveanu, semnătura banului Olteniei, precum și pecetea cu sigiliu, era ceva rotund cu ceară roșie. Se vede urma pecetei pe copie. Un specialist în paleografia slavă ne-a confirmat că interpretarea avocatei este corectă și tot ea a remarcat că documentul mai conține o scriere ascunsă. Este scris cu litere mari, cu mila lui Dumnezeu, eu Basarab, dar unele dintre litere sunt intercalate, sunt mult mai mici decât celelalte, altele sunt deasupra de scriere, iar în momentul în care am așezat foaia peste exact jumătate din scriere, să citesc acele litere mici, am înțeles o altă scriere. 28 iunie, uite, îndărăt. A doua parte a documentului este o schiță care pare să indice că sub mănăstire s-ar găsi o grotă, iar în grotă ar fi aurul. Un vechi căutător de comori din zonă, care a văzut și el harta, spune că a reușit să o descifreze. La poziția 10 sunt 10 lăzi de aramă umplute cu ducați. La poziția 9 sunt 3 gropi cu galbeni, 99 de poveri căiești, astrucate cu var. La 11 există nișă argintărie. La 12 arme. Mai sunt 3 butoiașe. În primul se află 3 cutii odoare mănăstiriești. În al doilea, gol capcană, o travă. Și al treilea, arhivă și sigiliu. Cât aur ar fi? Eu cred că e foarte mult. Mai mult de 20 de tone oricum. Aceleași documente par să indice două căi de acces spre comoara îngropată. Una ar fi în interiorul bisericii și e extrem de complicată. Până să ajungă la tezaur, un căutător ar trebui, se pare, să urce scara ce duce la clopotniță, să spargă zidul care astupă intrarea într-un tunel și să străbată acest culoar plin cu capcane greu de interpretat, marcate pe schiță cu semne care n-au putut fi descifrate. Urmează alte scări cu țepe ascunse, apoi o ferăstruică spre o cavitate, iar dincolo de ea, o ușă blocată cu jug. Intrarea în grota cu comori. A doua cale de acces ar fi în exteriorul bisericii și ar consta dintr-un tunel săpat în stâncă, aflat la aproximativ 7 metri sub pământ. Datele din schiță, susține avocata Daniela Linguraru, ar fi confirmate de câteva picturi, care de fapt
nu au nimic de a face cu acele picturi tipice religioase dintr-o biserică. Undeva în dreapta altarului este o pictură care ne arată o ușă întredeschisă și niște scări care coboară. Cu un semn ciudat este marcat pe schiță și cazanul cu aur despre care se vorbește în așa zisul testament. Obiectul pare așezat sub altarul bisericii, peste o lespede, și ar putea fi, spun cei interesați de tezaur, o momeală pusă special pentru căutătorii de aur, pentru ca aceștia să creadă că aceea e toată comoara. La acest cazan au încercat să ajungă în 97 preotul Ionel Blaj și echipa lui de romi, declanșând astfel războiul pentru aur. În 2008, chiar părintele recunoștea asta într-o înregistrare făcută de reporterul Evgenia Chironachi și avocata Daniela Linguraru. Noi ei au venit chipurile care restaurează clădirea. A făcut acoperișul. Da, acoperișul, da, am văzut. Ei au spus că s-a adevărat. Așa, și am apucat pe unul de dușul meu. Ne-am luat de la început, de la intrare și așa. Și ne-am apucat de să-mi plăta, atunci ne-am apucat să se plăta. Pentru că știam că acolo este cazan. 62 de stași de pământ am scos atunci. Un saș de praf. La dat de lespe de aia, conform planului, trebuia să dăm lespe de la o parte, să luăm cazan, era clară de el. Printre cei care au săpat atunci la îndemnul preotului s-a aflat și un bărbat care ajuta prin biserică și care astăzi ne confirmă ilegalitatea comisă. Eu trebuia să sap, să scot pământul în saci și să-l dau pe ușa din spate a altarului, scoțându-l afară și de acolo transportându-l la altundeva, cu căruța. Cât saci ați scos? Cred că am scos în jur de 100 și, dacă nu mai bine, că am scos ca lumea. O săpat la nivelul pieptului. Pentru a schimba pardoseaua, trebuie să sape așa de adânc? Nu, cel mult 25-30 cm. Ajungând la punctul culminant acolo, ne-a scos afară și l-am întrebat, îmi dați și mie ceva? Că mi-am dat seama despre ce e vorba. Mie îmi dați și mie ceva, că am fost și eu aceea. Ce să-ți dăm, frate? Păi ce ați găsit aici? Dacă găsim, îți dau cuvântul de onoare, că îți dau și natale, că nu știu ce, nu știu cum, preotul Blaș. Păi m-am recunoscut. Eu amenințându-l că eu nu mai vin și nu putea să ia pe altul. Nu putea să ia pe altul, de ce? Nu aveam credere. Și mănăstire mi-a zis că acolo există toată visteria domnească a lui Brâncoveanu. Dar Ionel Blaj n-a mai putut afla atunci dacă există sau nu cazanul cu momeală. L-au invadat romii, a venit poliția și altarul a fost betonat. Iar el, speriat de tot ce se întâmpla, a cerut să fie transferat la o altă parohie. Dar a păstrat documentul original al lui Brâncoveanu, cel puțin așa mărturisea în 2008. Și era gata să-l dea, cu o condiție. Eu să vă dau un plan original. Nu să dați mie să pot pleca în America, mă rog, în America, să dați drumul de avion. Atât. Cât o costă, nu știu. Vorbea deschis pentru că nu știa că e înregistrat pe ascuns în cadrul unui demers jurnalistic inițiat de reporterul Evgenia Chironachi. În plus, i s-a spus atunci că el ar putea primi procentul legal cuvenit descoperitorului dacă pe baza informațiilor lui s-ar găsi tezaurul. Eu dacă am stat cu picioarele pe ea și n-am fost în stare, credeți că mai am vreo șansă? 5 ani mai târziu însă, acum exact o săptămână, în fața unei camere video ținută la vedere și uitându-se direct în ochii Evgeniei, neagă că ar fi căutat aurul ilegal și spune că în 2008, atunci când declara că a găsit documentele brâncovenești, eu am căzut în cursă. Își dă repede seama că se dă de gol și reformulează. N-am căzut în cursă. Când am văzut ce urmăresc, am făcut-o intenționat. Iar eu m-am prins, din păcate m-am prins târziu. Din păcate m-am prins târziu, pentru că am observat pe masă niște aparate care sclipeau așa, mă rog, așa, și mi-am dat seama că mă și înregistrează. Și atunci am pornit. Am pornit cu tot felul de chestii ce mi-am în minte atunci, ca să văd până unde se ajunge. Doar că a observat greșit. Camera ascunsă nu se afla pe masă și oricum nu sclipea. Iar preotul, dacă ar fi știut că e înregistrat, n-ar fi spus că ar fi dat mită ca să obțină o parohie. Și eu am vrut anul ăsta ca să iau parohia. Eu i-am spus, Doamne ajută-mă, dăm 2000 de euro, vin preot aici. De ce? Păi să vin preot aici, nu știți că să iau. Da? Trebuie să dau. Trebuie cotizat, că asta e situația. Blaj însă continuă interviul în aceeași notă. Eu sunt un preot, cum să vă spun, un slujitor al Domnului dezarmat de sincer.
Și vorbind despre declarațiile de acum 5 ani, ne face pe loc o demonstrație de sinceritate. Am mințit, poftim, am mințit. Da, și? Trebuie să plătesc eu pentru că am spus ceva acolo. Nu s-a săpat Domnul în altar. Oamenii din Baia de Aramă cred însă altceva. Nu. Nu putea să mintă că altfel nu săpa. Dacă a mințit, a căzut în propria minciună. Dar el, pur și simplu, a fost sigur, în baza acestui document, că de-aia a săpat că comoara există sub clădire. Iar în final, preotul pare să-și dea arama pe față. Dacă știam că există această comoară și aceste documente, eu primul nu mai spuneam la nimeni și săpam eu, frate, și luam eu. Fără doar și poate. Era simplu. Încuiam biserica, n-anunțam pe nimeni, sau luam unul, doi de-ai mei, clar, și mă apucam eu, fratele meu, fără doar și poate. Doar că după Ionel Blaj, la Baia de Aramă vine preotul Dumitru Munteanu, care ne confirmă că în altar s-a săpat o groapă peste care s-a turnat beton, fără a mai fi acoperită cu pământ. Astfel se explică denivelarea de o jumătate de metru adâncime pe care el a găsit-o în biserică. Când ieșeam prin ușile împărătești sau să dau o binecuvântare, mă vedeam doar de la genunchi. Și atunci, cu niște credincioși, într-un scurt timp, am ajuns să pardosim biserica. Noi n-am putut filma denivelarea pentru că nu ni s-a permis accesul în biserică, însă preotul susține că e de ajuns să dai la o parte noua pardoseală ca să vezi unde s-a lăsat betonul. Numai că în curând și asupra preotului Munteanu a început să planeze suspiciunea că, sub pretextul unor lucrări, a săpat după aur. Noaptea acționa în biserică. Se încuia acolo, predindei lui. Tot orașul Baia zvonise acest lucru. Peretele venind de dimineață la biserică și bătea clopotul, m-am dus înăuntru și când el s-a urcat pe scări, m-am băgat și eu și se vedea săpături în altar. Iar Daniela Linguraru susține că Munteanu ar fi găsit o cale de a pătrunde sub altar și chiar a reușit să sustragă de acolo un obiect, posibil cazanul momeală. În vara anului 2005 am fost chemată de alți doi cetățeni din Baia de Aramă și mi-au spus că se sapă noaptea în biserică. Nea Georgica m-a chemat. Deci cum a întâmplat e că amândoi au fost cu mine și cu Mitu în momentul ăla când a mers la organul de poliție care era de pază în stradă la ora 12 noaptea și ne-a spus să plecăm de aici. După un colț de zid am văzut într-adevăr că ieșeau pe ușa din altar două persoane cărau gălesc cu nisip pe care îl depozitau în streașina din spatele bisericii. La un moment dat, era în jurul orei 1 noaptea, am recunoscut vocea părintelui Munteanu, e o voce subțire, când a zis, ziceți-i acum să vină. Cineva a sunat la un telefon. A venit la poarta bisericii o Dacie Papuc de culoare deschisă, după care patru persoane au venit cu un obiect metalic foarte greu și în momentul în care l-au aruncat în mașină s-a auzit o bufnitură ciudată de fier pe fier, un obiect foarte greu. Părerea mea este că au reușit să scoată cazanul din altar. Și spune că, deși a anunțat poliția, nu s-au luat măsuri. Preotul neagă însă toate acuzațiile. Este adevărat? Doamne, păzește! În perioada cât am fost eu preot, până în 2008 februarie, nu s-a săpat în biserică. Cert este însă că în 2007, împotriva preotului Munteanu, începe o urmărire penală pentru că a executat mai multe lucrări în biserică, fără să țină cont că lăcașul e monument istoric și trebuie să respecte anumite reguli. S-a stabilit că dumnealui a încălcat prevederile legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, întrucât preotul paroh a construit această clădire anexă fără a avea autorizație. Dumnealui a executat în regie proprie și alte lucrări de construire, reparare și protejarea lăcașului de cult, cum ar fi înlocuirea unei uși de lemn cu o ușă de aluminiu, executarea instalației de încălzire și montarea centralei termice în incinta bisericii, precum și construirea unei rigole în curte pentru colectarea apelor pluviale. A adus un excavator și a săpat un șans de jur împrejurul clădirii exact pe lângă temelie, spunând că va face un drenaj al apei care curge din streașină, dar în realitate a săpat exact pe lângă temelie, destul de adânc și acel șans a stat acolo mai mult de 6 luni și toată apa care a căzut de pe streașina clădirii și-a pătruns sub clădire, provocând mucegai fantastic în clădire. Începuse să pice drișcuiala de pe pereți cu picturi cu tot până la cărămidă. Ulterior a înfundat acel șans fără să facă niciun fel de drenaj al apei.
Părintele Munteanu spune că nu a produs pagube monumentului și că oricum nu e el singurul vinovat. A avut acordul și sprijinul primăriei în timpul lucrărilor. Așa că până la urmă se alege cu o amendă, dar e scos de sub urmărirea penală. Și neagă în continuare că în spatele acestor intervenții ar sta vreun interes pentru aur. Dar recunoaște că alții l-au avut. Pe vremea lui, spune, lăcașul a fost spart de mai multe ori și a găsit în curte gropi săpate ilegal de căutătorii de comori. A descoperit-o fostul cântăreț, aproape chiar la mijlocul bisericii, pe partea dinspre nord. Era să cadă într-o groapă. Era pus pod de lemn și iarbă pusă peste ea, puteai să treci și nici nu îți dădeai seama că este așa ceva. În 2008, preotul Munteanu e mutat disciplinar și biserica din Baia de Aramă se transformă în mănăstire, pentru ca măicuțele să poată supraveghea lăcașul permanent și să descurajeze căutătorii de comori. Doar că în același an, Evgenia descoperă o nouă groapă în interiorul bisericii, sub scările care duc la clopotniță. Chiar în curte acolo se vede că e o groapă acolo. Eu cred că prin săpăturile pe care le-au făcut aici au căutat coborârea prin zidul dublu, care este consemnat pe acte, că se coboară prin zid în grota și toată suflarea mănăstirii se înșiruie pe tunelul de refugiu, 1711 pași pe numărul 3. Evgenia Chironaki a anunțat atunci autoritățile despre existența gropii neautorizate, dar n-a încercat nimeni să facă lumină. În urmă cu o lună însă, de ancheta noastră a aflat o echipă de arheologi în frunte cu profesorul Gheorghe Petrov, doctor în epoca medievală și unul dintre puținii specialiști români în domeniu. Interesat de subiect, arheologul începe investigația cu o încercare de a autentifica documentul. M-am consultat și cu specialiști în paleografie româno-chirilică, pare tot în regulă, deși eu posed doar o copie, nu originalul în sine. Toate indiciile duc spre concluzia că ar fi vorba de un document original. Felul scrierii, semnăturile, compararea semnăturii domnitorului cu cea existentă pe alte documente provenite de la el din epocă și mai multe elemente. Era, bineînțeles, mult mai bine ca un specialist să vadă originalul. Dar, din păcate, nu s-a putut intra în posesia originalului. Sperând totuși să afle dacă există originalul, Gheorghe Petrov pleacă la Baia de Aramă și îl abordează pe preotul Blaj, dar acesta neagă că l-ar deține. Apoi încearcă și avocata Daniela Linguraru să-l convingă să colaboreze. În fața ei, părintele nu mai dezminte explicit, însă e rezervat în declarații și recunoaște că a fost avertizat de superiori să aibă grijă ce vorbește cu arheologul. Părinte, vrei să anunțe episcopul acum? Acum îl sun. V-a amenințat că anunțe episcopul? Da, acum îl sun. Eu abia aștept să plec de aici. Și atunci să ne permitem noi să facem niște chestii. Dacă e să o fac, sau să o fac eu din ceea ce vreau, o fac din umbră. Dar să plec de aici. Oricum, la anul viitor, sigur, cel târziu de Paști sunt la altă parui. Gheorghe Petrov începe o mică investigație în oraș și află nu numai că în mănăstire s-au făcut săpături ilegale, dar și că din incinta bisericii au început să dispară mărturii istorice. Printre ele, mormintele celor doi ctitori ai lăcașului. Mormintele au fost profanate și acestea în ultimii ani. În cel din stânga lui Mirco Băiașul au fost găsite osemintele, au fost risipite, nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu ele. Ambele pietre de mormânt au fost sparte, distruse, împrăștiate, nimeni nu știe. Ion Gavrilescu a văzut mormintele, iar acum e și el surprins că nu mai sunt. Când l-ați văzut ultima dată? Acum 7-8 ani. Chiar că acum mă faceți curios să mă duc să mă uit. Mai mult, de pe zidăria bisericii a dispărut un însemn, pe care l-a fotografiat și Evgenia Chironaki în 2008. Pe lângă inscripția vizibilă în prezent, în partea dreaptă, pe locul unde se vede că tencuiala a fost martelată intenționat, a existat un însemn grafic care apare ca imagine identică și pe documentul de la Constantin Brâncoveanu. Este vorba de o semnătură secretă,
făcută de către scribul care a întocmit acel document. Se numește în termeni științifici chirogramă. Am informații că în anul 2011 încă această imagine era prezentă pe zidul bisericii. A rămas în schimb inscripția nedescifrată care apare și în finalul documentului. Semn că între așa zisul testament brâncovenesc și biserica din Baia de Aramă ar putea fi o legătură. A treia distrugere de mărturii istorice e profanarea mormântului ieromonahului Vasile, cel care ar fi redactat scrierea despre amplasarea comorii. În fața bisericii sunt niște cruci, sunt morminte. Între hârtiile descoperite în anul 1997 era și una care se referea la obiectele de inventar ale mormântului ieromonahului Vasile. Pe una din crucile din fața bisericii scria ceva referitor la acel ieromonah Vasile, numai că s-a săpat la acea cruce, au săpat două persoane din Baia de Aramă, de etnie romă, și au scos o cruce cam cât jumătate de stat de om, un lanț de aur și au luat un inel. Ieromonahul Vasile a murit, se pare, în intervalul scurs între semnarea documentului brâncovenesc și zidirea acestuia în biserică. Odată cu el, ar fi fost uciși alți 40 de oameni, care ar fi avut legătură cu tezaurul ascuns. Acum câțiva ani, când primăria din Baia de Aramă a săpat în curtea mănăstirii pentru soclul unei statui, le-a găsit mormântul colectiv. Mai multe schelete lipsite de cranii. O ipoteză, o presupune ar fi că aceste schelete ar aparține persoanelor care au participat la aducerea și la depozitarea așa zisei comori din timpul lui Brâncoveanu. Mai precis, oameni care ar fi fost uciși după ascunderea tezaurului pentru a nu-i trăda secretul. Înarmat cu copia documentului și cu mărturii de la localnici, arheologul Gheorghe Petrov decide să ceară o autorizație pentru a demara o cercetare oficială la vedere și în folosul statului, care să arunce lumină asupra acestei legende. A dovedi existența acestei comori ar însemna nu numai o bogăție de informație istorică, dar și una materială pentru România, iar inexistența ei, certificată de un specialist, ar pune capăt atacurilor repetate asupra acestei mănăstiri, vechi de trei secole și declarată monument. Și, în scurt timp, Gheorghe Petrov și echipa lui obțin aprobarea de la Ministerul Culturii pentru a da un diagnostic arheologic. Iar pe 11 noiembrie, grupul de specialiști ajunge la Baia de Aramă, gata să înceapă săpăturile. La intrarea în mănăstire însă apare o primă divergență legată de actele necesare echipei pentru săpături. Delegatul episcopiei, preotul Mihai Zorilă, vine însoțit de un jurist și un arheolog pensionar din zonă și cere un protocol suplimentar. Petrov spune că nu e nevoie. Vine cineva oficial din partea statului român și să încearcă să pune piedici. Dar până acum zeci de ani... Păi vedeți cum se pune piedici. Păi, părinte, dacă zeci de ani au intrat aici și au făcut ce au vrut, ca la casă pustie. De ce nu s-au luat măsuri atunci? Păi, dar ce se știe că dacă nu ne-am... Unde a fost biserica? Unde a fost biserica atunci? Păi n-a fost biserica. Aici sunt chestiuni, părinte dragă, care se pot lăsa cu chestiuni penale. Aici s-au întâmplat păcate mari. Asta este alte probleme. Echipa lui Gheorghe Petrov pătrunde în incinta mănăstirii abia după ce sosesc și inspectorii Direcției Patrimoniu din Mehedinți. Din momentul în care intri, te surprinde starea în care se află biserica. Tencuiala e căzută pe alocuri, picturile sunt șterse și, din temelie, parcă a mușcat cineva. Întregul lăcaș are baza dezgolită și cu cărămida la vedere, pentru că soclul de piatră a fost îndepărtat, iar coloanele sunt descoperite până la zidărie. Nici în interior nu arată mai bine, picturile fiind înnegrite de fum. În ultimii 5 ani, biserica s-a degradat vizibil. În curtea mănăstirii, arheologii fac măsurători și vin primele vești încurajatoare. Dimensiunile monumentului constatate în copia pe care am avut-o corespund cu dimensiunea reală din teren. Dar constată totodată că situl arheologic e deja compromis, așa că straturile superioare de pământ nu-i mai pot oferi informații lui ca specialist, poate doar poliției. Toată suprafața de călcare se mișcă, pentru că intervențiile multiple ilegale au făcut ca acest lucru să fie vizibil, pentru că lucrându-se pe ascuns și în grabă, niciodată pământul care a fost reintrodus în șanțurile săpate nu a fost tasat îndeajuns de bine ca să ofere o stabilitate pentru nivelul de călcare care s-a pus ulterior.
În pământ, arheologii văd și urmele șanțului săpat cu excavatorul în urmă cu 6 ani, când preotul Munteanu a făcut lucrările la biserică. Urmele lui s-au văzut, au fost evidente. Gheorghe Petrov intervine și el tot mecanizat, ca să înlăture pământul până la stâncă. Spune că legea îi permite. Puțin mai târziu, această decizie avea să-l coste. Până atunci însă, demarează săpăturile și foarte repede găsește scândurile puse peste groapa săpată ilegal de căutătorii de comori, cele despre care povestea părintele Munteanu. Era groapă, era pusă pod de lemn și iarbă pusă peste ea. Dovezile se înmulțesc pe măsură ce înaintează săpăturile. Au fost urme în stratigrafie de la diverse grope ale căutătorilor care au acționat anterior intervenției noastre. Dar continuă să înlăture pământul, încercând să ajungă la stânca în care urmează să introducă foreza, pentru a vedea dacă dă de un gol. Dacă are noroc, se confirma efectiv desenul schița. Dar în curtea mănăstirii atmosfera devine tot mai tensionată. La sfatul arheologului episcopiei, preotul Mihai Zorilă îi reproșează lui Gheorghe Petrov săpăturile făcute cu excavatorul. Păi să-și vadă de pensie atunci. Păi nu, că este ancora. Deci spusă că deja s-a lucrat chiar mai mult decât aveți dumneavoastră în autorizație. Da, Tito. Autorizația e valabilă până în luna decembrie. Deci până atunci pot să fac... Deja s-a depășit etapa. Asta spune, nu-i problemă. Dar nu dânsul răspunde și nu dânsul trebuie să-mi dea mie recomandări. Nu, dar ca specialist... Oameni buni, m-ați bolunzit astăzi. M-ați bolunzit. Deja îmi pierd răbdarea, credeți-mă. Da, noi. Păi eu știu că v-am intrat greu pe gât aici. Buldozerul a fost sau nu agresivitate? N-a fost deloc. Se practică la orice monument un diagnostic arheologic, mai ales într-un sit în care toate straturile au fost bulversate ilegal anterior intervenției noastre legale. Și în această atmosferă, lucrările continuă. La o adâncime de peste 3 metri se dă de stâncă și excavatorul se retrage. Acum se va fora. Se creează un orificiu vertical cu 4 cm diametru, paralel cu biserica. Dacă schița e reală, foreza ar trebui să ajungă în tunelul legendarei grote. Dispozitivul însă înaintează 2 metri în stâncă, după care, brusc, dă de o structură prin care nu mai poate pătrunde. Apoi, în gaură, se coboară o cameră endoscopică. Dar imaginile urmează să fie analizate mai târziu. Și din nou apar tensiuni. Stareța mănăstirii îl acuză pe Gheorghe Petrov că face mai mult decât diagnosticul arheologic pe care îl permite autorizația. Mai multe teorie au fost aici și mai multă teorie și rea voință decât treaba propriu-zisă. Da, evaluarea înseamnă să sapă până ajunge în China. Nu sunteți statul român, sunteți slujbașa statului. Exact. Da, îmi fac datoria. În urma unei autorizații eliberate de o instituție competentă. Și noi suntem pușcă să... Și vă rog frumos să vă supuneți prevederilor legale. Și cu asta am încheiat. Echipa continuă să foreze însă, bazându-se pe motivarea care a dus la obținerea autorizației. Se dă o a doua gaură, de această dată oblic, în direcția presupuselor lăzi cu aur trecute pe schiță. Și, la aproximativ 3 metri adâncime, foreza se blochează. Domnul Dumitru, spuneți-mi, vă rog frumos, zice, s-a blocat. S-a dus în gol și s-a blocat. Și cam ce distanță a mers în gol? Undeva la 40 de centimetri. Deci numai atâta. Atât. Și acum nu mai pot să-l scot. După capul de foraj s-a depus material din cădere cu apă. Cu materialul care l-a luat prin extragere și nu mi-l mai dă voie. E posibil să fi găsit chiar ceea ce căutau, adică o cavitate. Foreza rămâne blocată și deocamdată e imposibil de introdus camera video pentru a afla ce e acolo. Și apoi lucrurile încep să se precipite. Gheorghe Petrov e dus la poliție. Îi făcuseră preoții plângere penală între timp. Se pare că nu au fost respectate săpăturile arheologice care trebuia efectuate în zona mănăstirii. Vi se pare dumneavoastră? Nu. Este doar punctul de vedere al dumnealor. Eu trebuie să dau explicații, că din punct de vedere tehnic am respectat ceea ce mi-am propus, că au băgat treburi, că distrug biserica și treburi din asta. Au găsit motive. Reprezentantul episcopiei nu profită însă de ocazie pentru a face și sesizări împotriva celor care au adus prejudicii monumentului, căutând an la rând ilegal după comoară. Episcopia a mai făcut vreo sesizare penală? Nu, este singura sesizare. După 2 ore petrecute la poliție, arheologul revine și începe să analizeze filmările făcute prin orificiul săpat în stâncă și dintr-o dată descoperă ceva care îi se pare foarte interesant. Adâncimea ce caută?
Furnică, nu? Furnică este. Bă, da, păi... Da, bă, să fie posibil să fii picat de sus cumva. N-are cum, păi nu mai sunt furnici acum. Noi aici suntem 6.40. 40, nu? Da. Imediat mai apare o insectă. De unde au apărut acele insecte? Și ce caută și cum sunt pereții este acolo? Dacă ele sunt pe fundul gropii și nu provin din stratul de sus, undeva este oxigen jos. Oxigen și spațiu, să se miște, că nu poți să... Trebuie să aibă un spațiu mai larg. Prin urmare, cred arheologii, e posibil să fie acolo o grotă în care insectele găsesc oxigen și hrană. Dar e numai o ipoteză. La fel, structura prin care n-a mai putut înainta burghiul ar putea fi lemn. Specialistul spune că tipul de foreză cu care s-a lucrat înaintează prin stâncă, se înfundă în pământ și se blochează când dă de gol. Golul, dacă era vertical, cred că nu era o problemă pentru burghiu. Nu, a fost în dar diagonală. În diagonală și în momentul ăla capătul flexibil cade și face un unghi și nu mai forează, el trebuie să fie drept ca să foreze în continuare. Echipa decide să mai facă o încercare a doua zi, să scoată burghiul și poate să continue săpăturile pentru mai multe detalii. Dimineață însă, în fața mănăstirii, surpriză. Nu aveți voie să intrați până nu vine echipa operativă de la Severin. Deci am înțeles. Deci n-am voie să ieși. Nu. Respectați ordinul domnului primar sau altul? Nu. Noi respectăm ordinele noastre. Simt că să nu fac un infarct. Așa? Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? N-am voie să intru. Ulterior, Inspectoratul Județean de Poliție ne-a declarat că de acolo n-a plecat niciun ordin. Poate primăria, episcopia, nu știu ce au stabilit dumnealor. Dar din punctul nostru de vedere, n-a fost nicio restricție. La fața locului apare și primarul orașului, care se arată indignat de groapa săpată cu excavatorul, neștiind probabil că un predecesor de-al său își dăduse acordul pentru o lucrare la baza bisericii cu un utilaj asemănător. Este un diagnostic arheologic, iar în urma raportului... Eu am văzut un diagnostic, o groapă imensă acolo, care da, poate... Asta include diagnosticul arheologic. Și îi reproșează lui Gheorghe Petrov că nu i-a cerut acordul pentru săpături. Noi am văzut că la articolul 11 este și acordul autorităților locale. Nu există așa ceva. Bun, dar autorizările pe linie de arheologie se dau conform ordonanței 43 și pe legea monumentelor istorice. Poate aducem 1000 de locuitori aici să vedem. Aici nu cum de numai județul Veneția, aici ăsta e patrimoniul nostru al orașului Baia de Ramă. Echipa lui Petrov reușește în final să intre în curtea mănăstirii, înconjurată de reprezentanții mai multor instituții care încep verificările cu privire la legalitatea demersului arheologic. Iar scandalul reizbucnește câteva minute mai târziu cu acuze de o parte și de alta. Vă asigur că da, nu veți mai putea obstrucționa această cercetare care este perfect legală. Eu nu știu de ce vă deranjează așa de mult că acum se încearcă printr-o acțiune legală să se spună, domnule, există ceva sub această biserică sau nu există? Nu are nimeni nimic de pierdut aici. Deci nimic curent. Nu știu în ce calitate ați venit dumneavoastră aici, pentru că prezența dumneavoastră pe acest șantier arheologic nu este necesară. Da? Ai urea, domnule, vorbești concret! Reprezentanții episcopiei, pentru că nu sunt în temă cu ceea ce înseamnă un diagnostic arheologic, o cercetare preventivă și așa mai departe, vorbesc bazme. Între timp, specialiștii fac verificări dacă nu cumva a fost afectat monumentul, deoarece s-a săpat foarte aproape de biserică. Fac meseria asta de 25 de ani. Da. La o fundație de 1.80, mă îndoiesc să existe riscul. Deci e o analiză, și oricum, fundația, eu n-am atins-o. Uite, din temelie au picat plăci de piatră. Este doar un soclu ulterior, din care se văd două asize. Fundația este retrasă, este la nivelul elevației. Părinte, dar în momentul în care măicuțele au dat jos piatra, atunci nu v-ați agitat. Petrov e invitat în biserică pentru noi declarații și procese verbale și, spune el, deși a încercat să atragă atenția autorităților asupra săpăturilor ilegale din interior, a fost împiedicat. Imediat, atât Maica Starețe cât și reprezentantul episcopiei au venit spre altar pentru a ne cere să ieșim afară. N-au fost de acord ca noi să facem anumite observații acolo. Aici nu-i nimic. De ce au spart zidurile astea, că a fost de o jumătate de metru, întrebați? Și au decojit tot. Vreți să vă arăt eu găurile care s-au făcut prin curtea asta? Păi arată-le, ia. Colo una, duceți-vă și filmați acolo, vedeți cât a fost groapa. Uite, cu eu, că nu filmez. Aici au fost două gropi adânci. Acolo a fost un pom de 2 metri. 2 metri jumate. S-a săpat 2 metri. Prima ta știi cine?
Crede-te. Știu, părinte. Uite, am vecinul meu. Am vecinul ăsta, hai să spun eu. Măicuțele care au fost înainte, părinte. Dar n-ați avut dumneavoastră sesizare din partea soției mele? Când vi s-a spus că se lucrează sub scară. Și dumneavoastră ați dat o hârtie scrisă, clar. Că nu este o groapă, este un spațiu gol. Firar al dracu. Nu e o groapă. Nu e o groapă, e un spațiu gol. Adu hârtia în coace. Păi atunci cum puteți să spun? Adu hârtia. Nu asta scris-o, ne-a dat răspuns părinte la hârtie. Cu preoții care au făcut, părinte, ce au făcut, o să faceți ceva? Asta e răspunsul dumneavoastră? E și tăcere un răspuns. E și tăcere un răspuns. Tăcerea e de aur. Întreg scandalul durează o jumătate de zi și până la urmă arheologii cedează. Groapa e acoperită și lucrările sunt sistate. Nu pot să fac cercetare. Mie nu mai este capul la ce am de făcut aici, adică stres și să mă duc eu să dau cu subsemnatul la poliție. E așa ceva. Cine poartă vina incidentelor de la Baia de Aramă devine imediat subiect aprins de discuție. Autoritățile din Mehedinți anunță că vor continua cercetările, dar spun că s-au lămurit cu autorizația. N-a săvârșit nicio infracțiune și nicio faptă de natură contravențională. Dar continuăm cercetările, vă spuneam, pentru a stabili scopul pentru care se făceau aceste lucrări de excavare. La București, într-o primă fază, totul pare în regulă. La câteva zile după săpături, ministrul culturii declara că demersul arheologilor a fost... Din câte am avut până acum posibilitatea să controlez absolut legal. Trei zile mai târziu însă, doleanțele Episcopiei Severinului ajung la Ministerul Culturii și datele problemei se schimbă. Nimeni nu e absolut de bine. E o lege pe care toți aceștia sunt obligați să o știe. Biserica ca deținătoare de patrimoniu. Tu ca arheolog trebuie să știi tot ce s-a făcut în momentul în care vii și mai ales când ceri un anume tip de aprobare cu anumite scule. Nu vii să adaugi și tu stricăciune în plus față de ce au făcut alții înaintea ta. Cu abuzurile n-am cum să fiu de acord. Iar vinerea trecută, pentru Gheorghe Petrov a fost o zi neagră. A fost audiat de Comisia de Arheologie, iar aceasta urmează să se pronunțe în privința lui. Așa s-a încheiat prima tentativă oficială de a elucida misterul tezaurului îngropat la Baia de Aramă. Dar povestea comorii va merge cu siguranță mai departe, căci aurul, se pare, chiar are puterea de a întuneca mințile.